Uite ce frumos este de aici. Ah, e stație de parcare cu WC-ul, nice. Da, stație de parcare WC-ul, nu. Bună dimineața, internet, sau bună seara dacă vedeți videoclipul ăsta seara când apare. Mersi că sunteți iar aici pentru un nou episod, suntem deja la episodul 3. Creștem încet și sigur. Creștem în conținut, nu știu Musai dacă creștem și ca și comunitate pe YouTube, adică în abonați, dar măcar creștem ca și conținut. Ceea ce e cel mai important lucru. Eu, sau noi mai bine spus astăzi, că suntem doi, suntem la o tură frumoasă, astăzi o să mergem spre județa Alba, o să mergem să întâlnim cu râul Mureș, da, deci cu Mureș râul, nu Mureș județul. Dar o să mergem undeva în județul Alba pentru asta, așa că o să facem o plimbare, una din plimbările mele preferate cu plecare din Cluj-Napoca, nu o să vă mint. O să mergem din Cluj-Napoca spre Făget, după care o să coborâm spre Ciurila, de unde o să luăm pe un drum alternativ, care mi se pare un drum superb și perfect pentru noi motocicliștii. Unul la mână din cauza frumuseții, curbelor și așa mai departe, plus că e drum nou, asfaltat, curat. Bine, cu o balegă și cu un nisip pe aici, pe acolo, din când în când, dar știți ce vreau să zic, știți cum sunt drumurile la noi. Și pe lângă asta e și un drum pe care vedem niște chestii super faine și o variantă super mișto de a ocoli traseul tradițional între Cluj-Napoca și cheile Turzii. Bun, deci ăsta e traseul pe care o să-l facem noi astăzi. Acum e ora 11 și ceva sâmbătă, probabil. Da, sâmbătă mai mult ca sigur, de fapt. Și pornim, urcăm încetul spre calea Turzii ca să ieșim din oraș, să ieșim din traficul ăsta de sâmbătă. S-ar putea pe drum să ne întâlnim și cu alți motocicliști, deși e cam târziu pentru plecarea noastră, dar știu că pleacă câțiva, o mână bună, mare, suficientă de motocicliști astăzi spre Turda, pentru că e deschiderea de sezon și la Turda. Și va fi o paradă Modo acum în jurul prânzului. Hai, să dăm tare, să ieșim din Cluj, să ieșim din trafic și să ne băgăm pe drumurile noastre de motocicliști. Dacă în sfârșit am scăpat din oraș, am scăpat din traficul ăla, nu înțeleg unde are de mers toată lumea sâmbătă la ora 11. Adică stați voi pe acasă, faceți o curățenie, dați păstratorul. Spălați Buda, spălați mai spălați Buda de luni de zile, ce treabă e asta? Toată lumea la plimbare sâmbătă la prânz. Nici măcar la prânz, la prânz fără șer. No. Dar ne-am stopat. Și de acum gata, suntem încet, încet în drum spre Cirila, să traversăm Făgetul. Traversăm Făgetul. Sper ca prin pădure să nu ne sară nicio căprioară în față. Sper să vedem o căprioară care sper întotdeauna, dar sper să nu ne sară niciuna în față.
tocmai am făcut stânga de la Ciurila, cred că e localitatea asta. Așa. Și o să luăm pe drumul ăsta care o să nu ducă efectiv până acolo în cheile Turzii, dar pe un drum lăturalnic. O să uităm practic tot traficul care pe drumul național de obicei între Cluj-Napoca și Turda. Din păcate e cam vântuț, așa că o să încerc să mă opresc din vorbit eu și o să vă las cu ceva scene ce reușesc, sper, să le filmez aici până nu-mi ia vântul casca. Hai, drum bun, sper că vă place! Următoarea localitate vizitată astăzi, de pe traseul nostru, o să fie Petrești de Jos. Petrești de Jos e undeva spre Turen. Turenii probabil știți dacă ați circulat în zona Clujului cu Tur, dar pe aici e localitatea dinainte de una de localitățile dinaintea Turzii, cum vii din direcția Clujului. Da, Petreștiu cumva îi pe lângă ea, doar că cred că chiar totuși un pic înainte de Tureni. Numai cum ar veni mai paralelă, da? Pe drumul ăsta lătural de care suntem noi, nu e ca parte din drumul național care traversează între Cluj și Turda. După cum vedeți, ne apropiem din ce în ce mai tare de cheile Turzii, se vede din ce în ce mai tare. Fiul e superb și de-abia aștept să ajungem acolo la ele. Nu aștept drumul de coborâre dintre cheile Turzii și Turda. Bucataia de coborâre întotdeauna nașpa și plină de nisip și pământ. Dar în cheile Turzii aștept foarte tare să ajungem. Ce avem aici în iarbă? Un gunoi? Da. Am crezut că e un cioban care a ridicat capul. Ua, foarte murdar drumul. Foarte murdar drumul. Cu grijă pe aici. Avem o stână, câini, ca de obicei. Un legător de gunoaie. Bravo! Foarte frumos ce fac. Super minunat ce fac. Nu știu cine erau, dacă sunt persoane fizice, dacă sunt de la oraș, uitați că cred că sunt de pe la, nu, ceva organizație sau de pe la stat. Da, da, uitați ce mult au strâns. Da, nu, foarte frumos. Erau două pe o parte și un băiețel pe partea dreapta. Nu știu cine sunt, dar foarte frumos ce fac. Toate respectele pentru ei. Că fac asta și o fac pe un drum așa de superb cum e ăsta. Și următoarea oprire, Petrești de Jos. O bardă, un cuib. Casă mișto. Eu rămas mic ca acoperișul. Uitați-vă și voi ce priveliște maestoasă asupra cheilor Turzii. Dacă îl pun pe ChatGPT să scrie acum o compunere, despre cât de frumos se vede aici. Calculele mele de nematematician și negeograf, asta e practic o poziție a cheilor Turzii din spate, adică opus față de locația unde o să ajungem noi îndată, care e zona mai turistică, intrarea cum ar veni în cheile Turzii. Și pe aici este un traseu, nu am fost niciodată pe el, presupun că te aduce, cum am zis, în spatele cheilor, în capătul celălalt. Camera a decis că vorbesc prea mult și a hotărât să-mi schimbe modul de înregistrare din video în timelapse și în loc să avem filmări pe ultimele 15-20 de minute din locurile minunate prin care am trecut, o să am ceva timelapse-uri de 0 secunde, 1 secundă, 2 secunde, deci practic
am cam pierdut. Dar de la ce, la Petrești, așa-i? Petrești tot înainte până în cheile Turzii, oricum traseul, cred că l-ați văzut, vi l-am arătat deja în punctul ăsta în videoclip, undeva un overlay cu zona, să știți că e o zonă superbă care traversează paralel cu drumul principal între Cluj și Turda și practic traversează pe deasupra Turenilor, Vultureni, deasupra Turzii, toată zona asta ce se vede aici și vine așa roată până în punctul ăsta unde am ajuns și noi astăzi. În cheile Turzii, practic în partea opusă de unde le-am văzut prima dată în decursul traseului. Cum zona e minunată, văd că sunt mulți oameni aici. Mă bucur că ies oamenii afară și stau afară și petrec timpul afară. Mai sunt și câteva motoare, nu suntem singuri. Vedem cheile de aproape, le salutăm, le sumim apoi pe motor și procedem mai departe. Se închide acum cu fără mânușă, ca să fiu sigur că nu mai schimb modurile de filmare. Unirea și ultima localitate dinainte de destinația finală, de unde să ajungem să ne proptim pe malul Mureșului. Să-mi dau un pic grocismele, că mă cam strâng. Și să iau o pauză liniștită pe restul după amiezii. Astea fiind spuse, în caz că nu mă ține bateria până când ajungem la destinația noastră finală, vă mulțumim că ne-ați urmărit până aici, pe mine, Alex și pe iubita mea, Iulia. Noi am făcut o plimbare minunată astăzi, a durat vreo oră jumate, aproape 2 ore, până o să ajungem la destinația finală. Am plecat din Cluj, am venit până în cheile Turzii, pe un traseu alternativ, care e un traseu minunat de motociclism pentru noi, pe care vă recomand și vouă cu mâna pe inimă. După care am pornit de la cheile Turzii spre Turda. Acum am venit de la Turda spre Aiud. Suntem momentan în Unirea, o să ajungem imediat în Unirea. După cum ați văzut, e un drum super liber și ăsta dintre Turda și Aiud, Turda, Alba Iulia. Iar un drum pe care vi recomand cu mâna pe inimă. Mersi că a stat până aici. Mersi că a stat până la capăt, contează foarte mult asta. Sper că v-a plăcut și de a stat.